Da, revenim și o să încep cu câteva mesaje. Mafia locală funcționează peste tot în Gorj, ne scrie cineva. Limitați mandatul primarilor la 2, probabil numărul de mandate. Scoateți consilierii care sunt rude de pe liste, verificați fiecare ban public și vom avea garanția unei vieți mai liniștite. Nu veți avea voturi libere până nu-i trimiteți în decor pe cei care au impresia că țara funcționează pe minciuni, pe amânări și pe lătrat. Pensionarii au muncit, au pensii bune, să stea liniștiți și să nu transforme cu votul lor viitorul probabil României în... Este incomplet mesajul. Acum, dacă ieșim, am putea să mai fim și amendați că pentru tulburarea liniștii și nu ca o revoltă spontană a sărăciei. Nu cred că se ajunge atât de departe. Astăzi am fost la fisc, ne scrie cineva, pentru un leu venit din profitul de pe acțiuni. Trebuie să plătească mama mea pentru că o asigurat suma de 5,09 RON pe an. Asta a făcut, ne scrie cineva, o formațiune politică, nu o să citesc numele, ca să nu creadă domnii, nefiind nici în studio, că facem anticampanie. Noi prezentăm doar niște fapte, niște acțiuni pe care le descoperim și care ridică semne de întrebare. De ce? Pentru că, spuneam, este vorba de banii publici, de gestionarea lor, de cheltuirea lor. Și atunci când cheltuirea banului public coincide cu campania electorală sau când cele două sunt îmbinate, acest lucru ar trebui să ridice suspiciunii nu doar jurnaliștilor, ci și oamenilor legii care trebuie să vegheze la modul în care este folosit banul nostru al tuturor. Poate dacă am fi mai atenți la modul în care sunt folosiți banii cetățeanului, banii acestei țări, am fi și noi mai puțin săraci și ne-ar pleca mai puțin oameni peste hotare. Poate am avea mai multe locuri de muncă aici în țară și nu ar trebui să ne exportăm creierele. Domnilor, nu o să mai citesc mesaje pentru că sunt foarte mulți care ne spun cum vor vota și de ce vor vota împotriva unor formațiuni politice sau a anumitor politicieni pe care îi și cataloghează foarte, foarte dur. O să încerc totuși să triez aceste mesaje. Ar fi trebuit să fie prezent și un reprezentant al Partidului Social Democrat, am spus, dar și un reprezentant al Partidului România Mare, nu a ajuns nici reprezentantul PRM în această seară. Continuăm discuția, am văzut înainte de pauza de publicitate și trebuie să spun că în această pauză de publicitate, când au continuat să curgă mesajele, ne-a venit și o informație nouă că la Ninoasa, domnii de la PSD, au participat în această după-amiază la o acțiune similară celei de la Urdari și celei de la Bâlteni, adică la o altă pomană electorală, domnilor. În ritmul ăsta, unde o să ajungem? Să destim puțin atmosfera. Știu că primarul de acolo se plângea că n-are bani să facă nu știu ce investiție pe drum. Da, erau câteva... Am fost chiar împreună la Oreș. Mai domnule, nu am bani, n-am resurse să fac... Să repar un pot, parcă, sau în sfârșit. Adică va primi după campania, mă, deci. Păi nu știu, probabil acum asta este un fel de că a cumpărat ingredientele pentru pomană pe caiet de undeva și o să se plătească după... Să plătește după ce repară pomul. Acum, sincer, ce se întâmplă cu primarul de la Ninoasa? Tot penelist este, nu? De la PNL este, nu? Da. Înseamnă că încă... USL-ul trăiește în Gorj. Nu, știți foarte bine că au fost zilele trecute câteva ieșiri publice ale primarului de la Ninoasa și ale primarului de la Bălteni, care și-au precizat opinia dumnealor că vor susține pe candidatul Partidului Social Democrat. Nu mai înțeleg credibilitatea acestor oameni. Te plângi efectiv că nu ai bani să repari școli, să repari drumuri, să repari poduri, dar dai repede cu proiectul în Consiliul Local și aprob câteva zeci, sute de milioane cât ori fi acolo, să faci ce?
să faci ziua pensionarilor, să o duci din octombrie în mai, te pomeni că fac și sărbătoarea, nu știu, facem Crăciunul acum. Ce mă surprinde pe mine... Deci e aberant ce se întâmplă. E aberant ce se întâmplă și mai mult decât atât, dacă devine o practică chestia asta, și în special, și aici mă refer strict la PSD... Domnule Berta, este practică de 14 ani la Târgu Jiu. Este... Păi nu... Stați puțin, acum să sărbătorim practic toate sărbătorile în campanie. Zilele orașului de 14 ani. Da. Totuși, la Târgu Jiu au început abia ieri zilele orașului și se termină pe 25. Se termină pe 25, dar nu am văzut nicio acțiune politică aici în Târgu Jiu. Deocamdată. Să sperăm că nu va fi și în municipiul Târgu Jiu această zi a orașului confundată cu campania electorală sau integrată în campania electorală. Să o considere domnii de la PSD așa un apendice. Eu sunt foarte surprins de al campaniei electorale proprii. Eu sunt foarte surprins de reacția primarului Petroi de la Ninoasa, care din punctul de vedere este un primar bun, am avut o relație foarte bună cu dumnealui. Și în Partidul Național Liberal au avut loc foarte multe confruntări și discuții pentru stabilirea candidatului pentru Colegiul 2 de Senat. Și surprinzător, domnul Petroi este cel care l-a susținut și l-a propus pe domnul primar Mazilu să candideze pentru acest post. Să schimbe opinia în 2-3 săptămâni de zile de la data propunerii până la momentul actual înseamnă că ori ai fost amenințat cu ceva, doamne ferește, șantajat, ori ți s-a promis ceva. Și în situația asta, cred că a fost un pic cam fraier, dacă mai crede astfel de bine, promisiuni primarul, în perioada asta. Este primarul susținut de formațiunea dumneavoastră. Tocmai de asta bănesc vă spun. Că îl puteți întreba. Nu e l-am întrebat foarte complicat spus, deci este, să luați legătura deci este o chestiune care mă surprinde. Dumnealui este cel care l-a propus pe domnul Mihai Mazilu ca și candidat pentru Colegiul 2 de Senat. Deci de la dânsul a plecat propunerea. Și în 2 săptămâni de zile să schimbe opinia, să spui că îl susține pe ministrul Costui, bine, după ce i-a promis că o să-i reabiliteze școala. Nu știu ce din o să mai fac acolo. De vedere, nu știu, există un foarte mare grad de duplicitarism, de duplicitate, o duplicitate. Dacă mă înșești la Turbure, e aceeași problemă. Și tot colegul domnul Cotojman, bănuiesc că în prima parte l-a susținut pe candidatul dumneavoastră. Bine, domnul Bărcă e... Nu doresc să vă discut despre persoana asta. Dar nu vi se pare corect, domnilor, ca aceste zile ale localității, de care anumiți edili se folosesc în această perioadă, să fie suspendate în perioadele de campanie electorală? Pentru că altfel, iată, chiar dacă oamenii au fost bine intenționați, în anumite situații se pot confunda cu pomenile electorale. Pe asta numai dacă modifici legea electorală. Da? Deci numai dacă se modifică și se explicitează foarte clar ce ai voie, ce nu ai voie să faci. Da, în legea electorală sunt și anumite lucruri care nu trebuie să le faci și se fac, uitați-vă. Bine, asta e că se încalcă, e altceva, încalcă, da, dar trebuie să se... Noi am sesizat încă o dată. PDL și-a făcut datoria. Nu am auzit să fie și alte sesizări, parcă a mai fost una, da, legate de aceste abateri de la, practic, de încălcări ale legii. Dar foarte ușor poți să faci lucrul ăsta, așa cum spuneți dumneavoastră, ca în timp de într-o perioadă de campanie, indiferent la ce tip de alegeri se referă, să interzici astfel de manifestări organizate de autoritatea locală. E foarte clar, e foarte simplu lucrul ăsta. Da? E evident că întotdeauna a existat, spuneați foarte clar, că există de 14 ani la Târgu Jiu, corect. Dar nu m-am târguit. A existat peste tot. Da? Au existat peste tot astfel de metegne. Pentru că de ce? Folosești, e ușor. Da? Dacă ai acolo un consiliu obedient, un consiliu care ridică mâna, e ușor pentru că nu dai bani din buzunar. Nu? Oamenii te văd pe tine ca primar în exercițiu, exponentul autorității. Da, și primarul te percep poate face... Ce vrea? Absolut, absolut. De ce spun că ne întoarcem în feudalism? Nu. Da, deci titlul ăsta de baron local chiar se duce aplicat istoric pe feudalism. Eu vreau să vă arăt și să comentăm apoi
Declarația pe care a făcut-o, sau o parte din declarația pe care a făcut-o domnul Călinoiu astăzi, președintele Consiliului Județean și vicepreședinte la nivel național al Partidului Social Democrat. Pentru că dumnealui spunea că primarul invită pe cine vrea. Invită oamenii pe care are chef să-i invite. Haideți să urmărim declarația domnului Ion Călinoiu. Nu ne spuneți, în campanie? Da, în campanie. Este o întâlnire anuală organizată de primar. Bineînțeles că am fructificat-o să venim în mijlocul oamenilor, că e nevoie să lămurim oamenii să vină la vot. Nu facem altceva decât să sărbătorim Constantin și Elena, așa cum o face primarul din Urdani fiecare an, alături de pensionari de aici. Dar ați venit cu candidatul PSD-ului. Păi da, pe ăsta îl susținem și noi cum susținem alianța PSD-UNPR-PC. Înțeleg că este o petrecere pentru pensionari. Domnul este pe învățământ. Ce le poate spune pensionarii? Nu-l întrebați pe domnul și poate să le spună că trebuie să venim la vot pentru a avea garanția votului pentru mai binele românilor în Uniunea Europeană. Dar e normal să facă campanie la o petrecere realizată din banii primăriilor? Deci aici nu e petrecere de niciun fel. E o întâlnire anuală pe care o organizează primarul. Și de fiecare dată primarul își prezintă oamenii pe care vrea el la întâlnirea cu pensionarii. Da. Își prezintă oamenii pe care vrea el la întâlnirea cu cetățenii. Domnule Paraschiv? Din păcate, aceste lucruri se întâmplă și la Târgu Jiu. Adică primarul de la Urdar, pentru că acolo era domnul, acolo l-au surprins colegii mei pe domnul Călinoiu astăzi în campanie electorală în timpul serviciului. Primarul de la Urdar, primar PNL, a invitat, pentru că așa a vrut dumnealui, doar staful de campanie al PSD la această acțiune organizată din bani publici, atenție. Nu știu dacă se poate face o analiză la nivelul persoanelor participante acolo, dacă nu cumva sunt și asistate social în comună. Asta ne spunea unul dintre telespectatori printr-un mesaj trimis. În altă ordine de idei, tot ce s-a întâmplat la Urdar se întâmplă și la Târgu Jiu de multă vreme. Am avut niște divergențe în trecut cu primarul Cărciumaru vis-a-vis de gratuitatea transportului local pentru toate categoriile de pensionari. Acele etichete de ajutor de transport gratuit pentru pensionari se acordă doar unei anumite categorii care sunt agreate de persoanele care le oferă. Aceeași persoane sunt beneficiare excursiilor lunare care le face centrul care se ocupă astfel de persoanele vârstnice de la primărie. Aceeași persoane vin la mese de 1 decembrie, niciodată nu sunt altele. Deci este o modalitate de fidelizare. Și bănuiesc că unul din criterii este, după fiecare scrutin, să dovedească că au fost la vot. Este o strategie, se pare că este foarte bună pentru Partidul Social Democrat. Ne-am înfrățit și noi la Motru cu dumneavoastră, cu Târgu Jiu. E același lucru, să știți, nu e nicio diferență. Același lucru este și la Motru. Ne-am înfrățit cu Târgu Jiu. Eu mă bucur exact și încerc să fiu răutăcios. Același lucru se întâmplă și la noi. Și nu mai există doar două orașe. Panzeluce pe la, nu știu, pe la turceni, fel de fel de chermeze de genul ăsta. Nu. Aici cred că ar trebui să intervină tot organele statului sau, eu știu, să se schimbe legea, cum spunea și colegul din platou. Trebuie să se întâmple ceva, altfel dacă nu banii ăștia se duc pe apa sâmbă. Deci pur și simplu, cum a spus, într-o zi, două, trei, plătim 1.600.000 în bani vechi, adică 160.000 de zilele orașului. La noi cam atâta, mi se pare că s-a alocat, dacă n-aș greși și cer scuze dacă greșesc. 1.600.000, ar trebui să ne întrebăm pe la Cușcena. Băi, prietene, tu de unde ești, Cușcena? Păi de la București. Ia să vedem contractul cu tine, mă. Da? E normal. Pe cine aduci să cânte la Gorj? Că avem atâția gorji care cântă aici și sunt sub oameni și atâtea fete și atâția băieți. Le aduce din toată țara, nu? Să câștige și ei un ban. Ia să vedem câți bani să dau ție. Cine e impresar? Așa ar trebui luate lucrurile. Și să vedem ce surpriză putem să găsim în chestiune de genul ăsta. Și numai în astea. Și multe altele. Cine dă cu acele, eu știu, focuri de artificii pe sus? Ia să vedem. Care e contractul cu tine? Cum s-au luat banii ăștia? Cine a negociat? Sunt multe chestii la care ar trebui să răspundă oamenii care fac aceste contracte. De aici să vedeți că s-ar putea aduna bani și pentru alte, eu știu, stau copiii prin blocuri, nu știu dacă au unde să scrie, stau, n-au pixuri să scrie care sunt de la, eu știu, care sunt dați în, tot așa ca să... În, domnule Slapciu, din fericire mai există doar două orașe în județul Gorj conduse de primari PSD. La dumneavoastră, la Motru și la noi, la Târgu Jiu. Am încredere în cetățenii locuitoare, cetățenii din Motru și din Târgu Jiu, că vor avea un cuvânt de spus în 2016.
Sper că pot să iau un exemplu. Bani de care vorbeați dumneavoastră, acei bani de care vorbeați dumneavoastră, cheltuiți după bunul plac al autorităților locale, bineînțeles, în baza unei hotărâri de consiliu local, să știți că sunt considerați de unii reprezentanți ai primăriilor, de unii reprezentanți ai consiliilor locale, o să vedeți imediat o dovadă în acest sens, bani proprii. Cam așa s-a comportat astăzi un consilier de la Urdari, care i-a dat afară pe colegii noștri de la Teleplay din curtea bisericii. Interesant, de la o acțiune, da, organizată pe bani publici. Corect. Vreau să mai dau un singur exemplu și cred că este suficient de elocvent. În urmă câteva luni am avut un material pe ordinea de zi la Consiliul Local prin care firma care montează panourile publicitare din municipiul Târgu Jiu ne-a făcut o adresă prin care s-a dorit înjumătățirea tarifelor plătite către primăria Târgu Jiu, pentru că nu sunt cereri pentru publicitate. Dar de ce n-au renunțat dumnealor la o parte din acele panouri? Paradoxul care este? Luna următoare vei cu alt proiect de hotărâre să mai monteze încă 9 și încă 14 după aceea. Și în acel moment am spus, atenție, în campanie electorală toate aceste panouri vor fi pline cu afișe PSD. Dovadă le vedeți în tot municipiul Târgu Jiu, tapetate. Stați puțin să înțelegem și noi. La Consiliul local Târgu Jiu, proiecte de hotărâre inițiate de primarul Cârciumaru. Firma care deține acele panouri pe care sunt montate în momentul de față în campania electorală, afișele ne-au făcut ale solicitare, PSD-ului, domnul Berca poate să confirme că este coleg cu mine în Consiliul Municipal. Au cerut să se înjumătățească tarifele pentru solicitări de publicitate. Pentru montarea lor, pentru că ei plătesc o taxă fiecare panou, o cotă către primărie, 40% dacă nu mă înșel, dar o taxă minimă de 100 de lei pe lună, dacă nu mă înșel. Deci este ceva minor, de la 200 de lei s-a înjumătățit la 100. Li s-a înjumătățit și luna următoare a venit cu solicitare de montare încă 9 sau 14. Au cerut să se înjumătățească taxa. Tarifele, pentru că nu au clienți. Și luna următoare a venit cu suplimentare. Dar după o lună au cerut să mai amplaseze câteva. Exact. Câteva și toate au fost umplute, am văzut în campania electorală, afișe electorale ale unui singur partid, într-adevăr. La momentul respectiv, noi am luat poziție față de acest lucru, l-am făcut public vis-a-vis de votul pe care l-am dat. Ne-am exprimat dezaprobarea pentru astfel de practică. Nu este ilegal, da? Deci să faci lucrul ăsta, să promovezi un astfel de proiect, dar este absolut imoral și... Na. Incorrect. Incorrect în contextul în care discutăm de bani publici, da? Așa, la fel de bine putem discuta de proiectul de hotărâre de la ședința trecută, de la ședința ordinară trecută, vis-a-vis de plata de 1 miliard către cinematograf. Știți bine că am discutat lucrul ăsta și l-am prezentat și opiniei publice. Deci, ce trebuie făcut, din punctul meu de vedere, de acum înainte, în măsura în care, până la urmă... Să facem o paranteză, deci cinematograf funcționează de un an jumate și de-abia acum a venit factura pentru scaune. Și abia a venit factura pentru scaune. Deci sunt lucruri complet aiurea, ce sunt foarte multe lucruri. Dar n-ar fi mai bine, de exemplu, să existe o lege prin care, să zicem, zilele orașului, da? Cine vrea să participe? Câți privați, da? Vor să participe. Băi, uite, voi puneți bani și vă aduceți, nu știu, 3-4 formații de muzică. Cu așa mi se pare normal. Stați puțin, acum nu știu ce s-a întâmplat la dumneavoastră. Nu, vorbesc în general. La Târgu Jiu au fost doar 700 de milioane care s-au aprobat pentru costuri legate de organizare. Nu vorbesc doar de zilele orașului. Da, vorbesc nu cred că au fost plăți, nu se vor face. Nu, de transporturi, de... Deci sper să se verifice lucrul ăsta de către organizabilitate, să se respecte practic hotărârea pe care a fost aprobat. Fiți sigur că o să ne trezim cu suplimentare de... Exclus. Adică... Să trezim sigur cu o majorare. S-ar putea, dar dacă se va întâmpla lucrul ăsta, votăm împotrivă fără discuție. Eu vorbeam în și general, dacă e cazul, dăm și, eu știu, până la urmă trebuie să ajungem și în situația asta în care să solicităm controale pentru cheltuirea acestor bani. Nu? Da. Cineva ne scrie, vă rog să citiți acest mesaj. Mai nou, primarul din Bâlteni a pus monopol pe comuna Bâlteni, întrucât nu mai are nimeni voie să-și promoveze partidul în afară de dânsul.
dar din câte știu, dânsul nu-și promovează partidul, adică PNL-ul, ci se promovează pe dânsul alături de PSD. Doar dumnealui are permisiunea să facă campanie electorală. Alți membri din alte partide nu au voie nici măcar un afiș să pună că vine domnul primar și îi amenință și se ceartă cu ei. Nu este posibil, ne scrie un telespectator. De ce nu se țin toate alegerile odată? Vă dați seama câți bani pierde țara aceasta? Să plătească din banii lor, cum să mai prospere? Vă dați seama ce miză este la mijloc? Se cheltuie într-adevăr foarte mulți bani pe alegeri, ce-i drept. Da, sunt foarte multe mesaje, dar le-am omis până acum. Îmi pare rău că nu mai pot citi dintre ele, nu mai avem timp. Este deja și seama, 25, trebuie să încheiem, vă rog, foarte ce, scurt. Ce sume fantastice de bani a cheltuit Partidul Social Democrat pentru alegerile pentru Colegiul 2 de Senat. Și gândiți-vă că este vorba de puțin mai mult de jumătate de mandat. Nu știu exact cât este indemnizația unui senator. Dar până la urmă sunt 24-28 de luni maxim. Domnul Costoiu probabil trebuie să aibă o contribuție proprie la aceste, la această campanie și în mod logic nu o să-i recupereze niciodată din indemnizația de parlamentar. Deci este o discrepanță fantastică între aceste cheltuieli și venituri. Dar poate l-a ajutat partidul. Știți cum este. Și partidul, în momentul în care bași câteva zeci de miliarde într-o astfel de campanie pentru un loc de senator? Da, atunci când este vorba de susținerea unor proiecte de lege, este foarte important. Totuși sunt 600 de parlamentari în economia actuală a Parlamentului, votul unei singure persoane nu mai este atât de important. Într-adevăr. Domnule Berca, dar foarte scurt și dumneavoastră? Nu, există deja riscul ca în măsura în care nu se prezintă la o sesiune sau în plen, la votul unei legi importante, de exemplu, miniștrii actualului guvern. Mai sunt cei care au, în sfârșit, ei nu mai au o majoritate confortabilă acum, da? În Parlament. Sunt 30 și ceva de voturi în plus. Deși în 2012 românii au votat împotriva UDMR-ului să iasă de la guvernare, deci sunt doar 30. PSD-ul i-a readus în prim plan aceste, guvern. Aceste câte colegii sunt ele supuse? 6 sau 8. 6 sau 8 sunt important. Da. Dar dacă ne referim, nu știu acum la ce, cum să încheiem, nu? Legat nu știu, de... dar vă rog să concentrați ceea ce aveți de spus, că depășim deci și... Deci eu mi-aș dori să vin și să dezbat... Nu ne permitem să plătim amenzi. Într-un minut, în 30 de secunde, să dezbat lucruri importante, să știți. Da, deci dacă vom ajunge, dacă PSD-ul își va permite să facă, să încalce legea de acum înainte cu orice altă campanie care se va întâmpla, deci eu cred că până la urmă trebuie să ajungem să, vorba domnului Slapciu, să ieșim în stradă, că altfel, da? Nu cred că e normal. Glumea, domnul Slapciu, nu făcea nicio... Eu vreau să vă spun că astăzi am fost foarte bucuros pentru că am văzut alături de noi în municipiul Motru și în Cătune oameni care au venit alături de Mișcarea Populară, chiar nechemați, s-au alăturat de pe stradă și au mers alături de noi. Este îmbucurător. Aș vrea să-i rog să iese la vot în număr cât mai mare, să voteze așa. Toți oamenii trebuie să iasă la vot. Exact, asta este cel mai important. 25, adică duminică. Deci îi rog să iese la vot în număr cât mai mare și atunci o să vedem ce se va întâmpla de... pe 25 da. Și e un semnal foarte important vom vedea pentru România. Duminică seara ce se va întâmpla și pe Colegiul 2 de Senat, dar și câți europarlamentari de la fiecare formațiune politică vom trimite în cel Parlamentul procent, Europei, pentru că este foarte important. Cel mai mare procent aspect de votanți a fost undeva în 90, a fost 85% din români la vot. Îmi doresc să ne apropiem cât mai mult de acest procent, pentru că atunci reflectă cu adevărat voința poporului. Vă mulțumesc foarte mult că să nu vă doriți să se repete rezultatul de atunci. Că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem vineri. Mâine vă întâlniți cu colegul nostru Narcis Dajul la panoul de onoare. Numai bine până atunci. Imediat urmează jurnalul Tele3.